și care odihnesc aici pentru tine. Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Așa, Ta, fiind păziție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele lui deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-i fi voie jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului. Slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Al preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe drept credinciosul popor român de pretutindem, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, preoți, românași, rudiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Adormiți într-o fericire, patriarhe României, Milon Nicolnisianu, Sfinște Optici, pe toți episcopii Romanului, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării noastre, eroii neamului nostru din toate timpurile, din toate locurile, și pe toți făuritorii României mari din primul război mondial, ostași, adormiți pe toate câmpurile de luptă, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Să-i adormiți dintre rădăcinile noastre, moși, strămoși, părinți, fraților, fii sau fii, ce soți sau soții, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți dreptul maritorilor creștini care v-ați adunat astăzi la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
auzim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necasuri, mânia, primejdia și nevoia, părământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Îngerul de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Ce repunești de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-i. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Rările unui a născut Fiului Tău, care împreună ești binecuvântat cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii, pentru noastră mântuire, s-a coborât din ceruri și s-a trupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei părăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin prorocii. Într-una sfântă, sopărnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, mă aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace o aduce. Mila păcii, jertfă laudă.
și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Să avem inimile. Și ne arătam să o furăm mulțumim și pentru liturghia aceasta pe care e binevoită, o primit de mâine noastră și stau înaintea ta mii de arhangheli, zeci de mii de îngeri, cheruvim de ori. Să cântăm, strigăm cu aceste ferește puteri și noi viitoare, Doamne, Stăpâne, strigăm și grăim Sfânte și Preasfânt și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânte și Preasfânt și slavă Tău este plină de măreție, că atât de mult a iubit lumea încât pe unul Fiul Tău l-ai dat ca tot ce-și menținut pe ară să aibă viață veșnică. Și acesta vine și toată rânduiala cea pentru noi prin o noaptea în care a fost cu vostru mai degrabă când i-a răsut s-a dat pentru viața lumii. Rânduirea cu Sfintele și prea curaștă, prin armele sale mulțumim și binecuvântăm Sfinții și plângând, a dat Sfinților să-i cine și apostol zicând. Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Amin. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă pe iertarea păcatelor. Amin. De vira cea de-a treia zi de înălțarea la cer, deși de la cea de-a dreapta de-a noastră, de iarăși de mine. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Nu-mi place de tine. Mi-e rugă Dumnezeu să-mi dea aceste daruri.
ce sunt puse înainte. Și da, adică pâinea aceasta ce este trupa Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea ce este în pătinul acesta, ce este în sânge al Hristosului tău, refăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Iertarea păcatului spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, drepnea împărăției cerului spre îndrăsnea cea către tine anul spre judecați pe o sână, că aducem această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăditori, evangheliști, munceniști, mărturisitori, pustii și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o dreaptă credință. Mai ales pentru preasfânta, preacurata, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria. Sfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. O gură și o inima slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
să fie milele mari lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri care s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a prit pe dânsele în Sfântul Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită și nouă dumnezeiescul hare și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și repăzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să te chemăm pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice... Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viteaz. Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Duhului Tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Galileea, drumul spre țara sa, prin Samaria trecea. Evanghelia ne spune că acest popor anume nici de cum nu s-a înțeles cu poporul cel ales. Cetățenii din Iudeea, ce mergeau spre Galileea, făceau cale ocolită, prin Iordania vestită. Dar Iisus nu s-a temut. De aceea a trecut direct prin Samaria, că un scop divin avea. În Samaria sosind, la Sihar, el s-a oprit lângă o fântână vestită de la Iacob moștenită. Era ziua în amiezi. Deodată, ce să vezi? O femeie din cetate venea cu lucior în spate să ia apă răcuroasă pentru sine, pentru casă. Se uită surprinzător la iudeul călător. Acesta îi cere apă, însă îi răspunde mirată: Tu ce ești dintre iudei, îmi ceri apă ca să bei?
Știi că noi, samaritenii, n-avem treabă cu iudeii. Femeie, de-ai fi știut cine-ți cere de băut, n-ai mai venit la fântână cu ulciorul tău în mână. Ai fi dorit pe vecie să-ți dea el apa cea vie, din care, de bei odată, nu-ți iesete niciodată. Femeia, atunci atentă, dă o replică prudentă. Fântâna e adâncă tare, nu văd cum ai fi în stare să-mi dai tu apa cea vie, să nu-mi setezi pe vecie. Eu nu cred că ești mai mare decât cel ce a fost în stare să le lase moștenire fântâna spre pomenire. Însă, din strămoși noi știm că aici, în Garizim, locuiește Dumnezeu, nu la cei din neamul tău. Femeie, zise Iisus, nu-i așa cum ți s-a spus, însă, va veni un timp când nici pe munte, nici în câmp, nu va fi loc de închinare, de pace și de iertare, nici la voi în Garizim, nici chiar în Ierusalim, nici în apă sau văzduh, că adorarea este în Duh. Duh este și Dumnezeu, chiar și pentru neamul tău. Dar, pentru că ești curajoasă, eu îți zic, du-te acasă. Și vine aici imediat cu ultimul tău bărbat. N-am bărbat, dânsa a spus. Știu, îi zise plând Iisus, 5 avuși, iar cel ce-l ai nu-i bărbatul tău, așa-i? Doamne, cum te nimerești? Nu cumva proroc tu ești? Știm că va veni în lume Mesia cu un tainic nume, care multe ne învăța. Nu ești tu acel cumva? Iisus pașnic o privește și cu dragoste îi vorbește. Eu sunt ce vorbesc cu tine cel din veci, venit în lume. Am luat trup omenesc ca pe toți să mântuiesc, să scot oamenii din moarte, din necazuri și păcate, să vindec pe cei bolnavi, să-i liberez pe sclavi. Femeia samarineancă, cu o minte înțeleaptă, vadra sa o a lăsat și în cetate a plecat. Pe toți care îi întâlnea, de Mesia le vorbea. La cuvântul fermecat, mic cu mare au alergat, în afară din cetate, să vadă, pe cât se poate, un oaspete prea frumos, Domnul nostru Iisus Hristos. Toți s-au închinat smerit, spunându-i, bine ați venit, și apoi ei s-au bucurat cântând, Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți cu Marta, pe Marte călcând și celor din mormântui viața dăruindu-le. Ziua învierii popoarelor să luminăm Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer Hristos Dumnezeu n-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de miruință. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Veniți să bem băutura noastră.
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Thank you.
Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel de întâi sunt eu. Încă cred că acesta este prea curat trupul tău și acesta este scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă mie greșelile, cele de voi și cele fără de voi, cele cu știință și cu neștiință. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Drept spremind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață, Făcătoarele, Fricoșătoare lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Toate săvârșite, Sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace să ieșim. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei care te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei care îndătășluiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei care iubesc podoaba casei Tale, după aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și ne lăsa pe noi, cei care îndătășluim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericile Tale, preoților și la tot poporul Tău. Cu toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pe gând la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă, mulțumire, închinăciune, înălțămă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Peste voi toți, fals-o harși, fals-a iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacuzernice Părinte, cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru căciunele preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită ește viață făcătoare cruci, cu rugăciunele Sfinților și tot răudasul apostol ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit-o, cu rugăciunele Sfântului și dreptului Iob, ale Sfântului Varac, Vac și Efreonă, cu dâns și sfinți mucenici, cu ocrotirele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, și a cuvioasei Maici noastre Parascheva de la Iași, ocrotitoare Moldovei și eparhiei noastre, ocrotitoare acestui Sfânt Locaș, cu rugăciunile Sfinților și dreptilor dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
oră. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinându-ne învierii lui cele de-a treia zi. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucerice Părinte Paroh, preacucerici părinți, iubiți credincioși și credincioase, iată se așteaptă din moment în moment venirea în al preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, care atât de frumos ne-a grăit prin poemul acesta ce s-a rostit de către o tânără și care face amintire despre această mare și binecuvântată zi, zi în care o pomenim pe femeia samarineancă sau cum este numită ea, Sfânta Fotinii. Și astăzi avem ocazia și noi să intrăm în această lucrare sfântă, adică bisericile noastre nu sunt altceva decât locurile în care găsim apa cea vie. Astăzi sunt adevărate fântâni binecuvântate de Dumnezeu. Încă de la venirea în al preasfințitului vom avea ocazia să ascultăm nu numai rugăciuni, ci și mai ales invocarea Duhului Sfânt peste această biserică frumoasă pe care ați ridicat-o aici, binecredincioși și creștini în această comună, primăria, Consiliul Local, toți titorii și preoții care au contribuit la aceasta, Părintele Ovidiu Gherbei, și a desăvârșit-o Părintele Constantin Cornel Jupeschi și felicităm încă de la început. Vă mulțumim pentru liniștea, dragostea și mai ales bucuria pe care ne-ați arătat-o prin prezența dumneavoastră într-un număr atât de mare. Mulțumim corului Filomelo și tuturor tinerilor care sunt aici de față. În cele ce urmează rugăm pe preacucenice părinți să meargă deja în întâmpinarea în al preasfințitului. Doi câte doi vom merge acolo, tinerii care sunt acolo în față veți face un pas pe aleea principală și dăm slavă lui Dumnezeu și pentru această vreme frumoasă. Este puțin vânt, dar este numai binevenit pentru o astfel de zi binecuvântată și de sărbătoare pentru comuna dumneavoastră. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Programul este următorul. Părintele Ioachim, arhiepiscopul nostru, vine, va urca pe scenă după ce va fi întâmpinat. Rugăm pe domnul primar, pe domnul Vasile Bălan, titorul principal acestei construcții, să meargă alături de preacucenicii părinți și îl vom întâmpina pe înalt preasfințitul, apoi vom urca pe scenă, se vor înmâna câteva distinții și apoi se va începe lucrarea de sfințire, de târnosire a Sfântului Locaș. Vă mulțumim!
bine, nu s-a vrut la Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Binecuvântat! Doamne, Iisuse Hristoase, Fie de Dumnezeu, care binecuvântat pâinile în pustie, binecuvântează pâine. Pe care le înțelegește, adevărat că acesta că vă place în seara noastră în România. Iar pe noi, care cuvântă de la Dumnezeu, amin. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, vă mulțumim mai întâi pentru frumoasa primire care ne-ați făcut-o aici, în comuna aceasta, în satul acesta binecuvântat de Dumnezeu. Ne-ați întâmpinat cu florile recunoștinței, cu pâinea caldă și frumoasă a dragostei frățiilor voastre și slavă lui Dumnezeu că mai avem pâine care se oferim lui Dumnezeu în liturghie. Și pâinea care o dăm sau o avem noi pe masă în fiecare zi, cea care, pentru care ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru la Dumnezeu să ne dea pâinea aceea de o ființă, adică pâinea liturghiei și pâinea
cu care ne hrănim noi biologic în această lume. Iată, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Pentru aceasta ați venit și am venit astăzi, ca să încheiem liturgia fratelui, liturgia pâinii, liturgia care face parte din liturgia cosmică sau se slujește în același timp cu liturgia cosmică săvârșită de însuși Arhiereul cel veșnic, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am văzut în ofrandele acestea, în premizile acestea prezentate spre binecuvântare, toată dragostea frăților voastre, toată osteneala jertfa, și de aceea considerați că binecuvântând aceste ofrande, am binecuvântat toată suflarea care aparține acestei comune, acestei sat, dar mai curând acestei mâini de credincioși care fac parte din comunitatea aceasta și care arată de preoții care au fost rânduiți canonii de noi în această parohie, alături de cei care fac parte din satul acesta și nu uită sorgintea lor, iată, s-a făcut această frumoasă casă de rugăciune, această frumoasă biserică care o oferim astăzi în mod solemn lui Dumnezeu, care, bineînțeles, este cel care primește darul, care de fapt este darul lui, căci noi nu facem nimic în numele nostru. Nimeni nu își poate atribui sieși o faptă bună, căci fapta bună, orice bine al nostru, este, face parte din binele suprem care este Dumnezeu, și Dumnezeu se manifestă prin noi în această lume cu darul său pe care ne-l dă. Noi îl considerăm că este al său, îl prezentăm lui Dumnezeu ca ofrandă, el îl binecuvintează și îl înveșnicește pentru noi și luându-l înapoi ca dar, atunci ne înveșnicim și noi și atunci considerăm că facem parte din trupul tainic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este biserica, Hristos înviat fiind capul lui. Vă mulțumim din suflet pentru aceasta, chiar nu găseam așa frumoasă adunare, nu credeam că să găsesc așa frumoasă adunare aici, în satul acesta. Faptul că mai întâi am văzut vehiculele, mașinile cu care ați venit, am zis că este într-adevăr o mare de oameni și așa este și vă mulțumim pentru faptul că sunteți aici. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, de aceea noi începem slujba de astăzi pe scena aceasta frumos pregătită unde s-a săvârșit Sfânta Liturghie și după aceea vom pregăti sfințirea noii biserici, care de astăzi considerați că va fi o poartă a cerului și un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Pentru faptul că noi astăzi împreună cu frățiile voastre consemnăm sau punem în evidență o pagină de istorie, iată ce frumoasă biserica care a născut-o pe cealaltă, frățiile voastre fiind între ele, între cele două, acolo vedeți pe moșii și părinți, moșii și strămoșii voștri, care își odenesc sovdosul glie ocrotiți de cruce, care au lăsat, printre altele, biserica, a lăsat credința, a lăsat tezaurul liturgic și spiritual al credinței noastre ortodoxe, s-a dus la Domnul și ei din ceruri ne privesc, căci continuăm lucrarea lor sfântă în lumea aceasta zbuciumată și care parcă este un labirint din care nu mai ieșim și doar Dumnezeu de sus ne ghidează către viața cea veșnică. Duminica de astăzi este și o duminică însemnată din punct de vedere liturgic, căci în această duminică se face convorbirea cu femeia samarineancă și ce conținut teologic are acel discurs. Așa că reamintiți-vă și de aceasta, căci în duminica samarinencii am aprins o luminiță, că samarineanca sau fotinia este acea luminiță care s-a aprins de către Hristos în convorbirea cu acea femeie, ea devenind primul apostol al cetății Samaria, așa și noi astăzi să aprindem din candela lui Hristos, care iluminează tuturor și care nici vânturile, nici primejdiile nu sting, să aprindem și noi candela în sufletele noastre, să dialogăm cu cerul prin faptele bune care sunt ale Dumnezeu, cum ziceam, și să dăm slavă, căci ne-am împrenicit să fim și noi continuatorii tradițiilor frumoase lăsate nouă de moșii și strămoșii noștri. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și pentru început facem mai întâi citire a unui hrisov pe care noi l-am întocmit special pentru a consemna pagina de istorie care o adăugăm astăzi la aceste comunități. Părintele Arhideacon va citi acest hrisov
ca apoi noi să mulțumim în mod solemn tuturor celor care au contribuit la terminarea acestei lucrări deosebite, mai întâi preoților care a fost aici și actualul paroh care a continuat lucrarea dinainte, și deci după aceea vom trece la ternosirea bisericii și la care vă invităm să luați aminte la ceea ce facem noi ca act liturgic, pentru faptul că gesturile noastre de fapt sunt gesturile lui Dumnezeu. Noi nu înlocuim pe Dumnezeu, dar vizualizăm prezența Lui prin lucrarea noastră în biserica văzută de pe pământ. Vă mulțumim mai întâi titorilor, ajutătorilor, miluitorilor, celor care au binevoit să participe la această lucrare sfântă, și apoi și frățiilor voastre, dacă veți fi receptivi la ceea ce se face, bineînțeles, veți avea și voi o picătură de har care picură astăzi către biserica aceasta și în mod teologic, în mod liturgic, va picura și în sufletele voastre acea energie care vă va ajuta să sionați prin calea aceasta a lumii către labirintică, cum am spus, către Împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumim și vă rog să ascultați Hristov. Hristov de Sfințire, cu puterea, cu lucrarea și cu harul Preasfintei Trăimi, înălțatul sa între anii 2005-2018 din temelie, acest sfânt locaș închinat Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir, pe Valea Trotușului, în satul Boiștea, Comuna Căiuți, județul Bacău. Satul Boiștea, din sudul subcarpaților Moldovei, străjuit la nord de dealul Hotarele, urmărește apele liniștite ale bătrânului Trotuș, aflată la limita sudică a zonei deluroase a culmii Petricica. Satul este alungit în direcția de curgere a Trotușului, la miază noapte de lunga largă acestuia, la altitudinea de 200 de metri. Satul adăpostește până la 150 de suflete, urmași demni ai răzeșilor, voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, care ostoiesc la munca câmpului, printre colinile deluroase ale acestui ținut. Oamenii locului își amintesc cu respect de Regina Maria, care a poposit pe aceste meleaguri în timpul războiului pentru întregirea neamului, 1916-1918. În ziua de 6 iunie 2004, am ternosit biserica din satul Heltiu, am dat binecuvântare pentru ca, sub coordonarea părintelui Ovidiu Herbei, să fie înălțată o biserică în satul Boiștea, filie a parohiei Heltiu. În această localitate, cu puțin peste 50 de familii, la începutul a existat o bisericuță de la începutul secolului al XIX-lea, care se afla într-un stadiu avansat de degradare și căreia i s-au atașat câțiva stâlpi de susținere pe interior pentru a mai rezista vitregiilor vremurilor. Lucrările de zidire au început în anul 2005, când s-a sfințit locul de biserică și s-a turnat fundația. La îndemnul vrednicului de pomenire, părintele arhimandrit Epifanie Bulancea de la mănăstirea Măgura Ocnei, domnul Vasile Bălan, fiu al satului Boiștea, a donat materialele necesare pentru ridicarea zidului bisericii. A început o muncă asiduă sub îndrumarea preotului paroh Ovidiu Herbei, susținută doar de enoriașii acestei parohii, unii dintre cei mai activi mutându-se între timp la cele veșnice și neapucând să vadă finalizarea lucrărilor. Amintim aici pe domnul Neculai Olaru și Sândică Durlan din satul Boiștea și pe Neculai Toșa și Stavarache Mihai din satul Heltiu. Din anul 2015 am numit la această parohie un preot tânăr, plin de entuziasm și zel în a împlini misiunea încredințată, pe părintele Constantin Cornel Jupenski. Sub coordonarea sa au fost continuate lucrările de pictură, dotate și înfrumusețate. La acest sfânt locaș lucrările s-au finalizat în primăvara anului 2018. Împodobirea bisericii cu vășmânt iconografic s-a efectuat între anii 2013-2017. Biserica este acoperită cu tablă zincată, având o singură turlă, iar la interior a fost pavată cu pardoseală travertin și s-a montat o centrală termică, precum și instalațiile aferente cu sprijinul material al Consiliului și al Primăriei Comunei Căiuți.
De asemenea, aleile din incinta bisericii și gardul împrejmuitor s-au făcut cu efortul material al domnului notar Vasile Bălan și al autorităților locale. Pe lângă clopotul vechi, care a chemat de-a lungul timpului la dumnezeiască liturghie pe cei din satul Boiștea, s-au cumpărat alte două clopote de la Tesalonic, Grecia. Toate cele trei clopote sunt așezate într-o clopotniță construită în stil grecesc. Sfințitu-sa această poartă a cerului în ziua de 6 mai 2018, în duminica a 5-a după Sfintele Paști, de către noi Ioachim din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La acest moment de sărbătoare duhovnicească au participat preacucernicul părinte protopop Ioan Bârgăoanu și un sobor de preoți, reprezentanți ai autorităților locale și mulțime de credincioși. Scrie, Doamne, în cartea vieții pectitorii acestui sfânt locaș. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Semnează în al preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În al preasfinția voastră, pentru că după binecuvântarea pe care ți ne-ați dat-o, a spus că la începutul acestei lucrări de târnosire, de pogorâre și invocarea Duhului Sfânt peste această biserică, doriți a acorda aceste înalte distinții, care pe drept cuvânt este bine să le oferim, cum ați hotărât în al preasfinția voastră, având în vedere mulțimea de credincioși care s-a adunat aici cu dragoste și fiecare au pus acest efort. Încă de la început dorim să vă mulțumim în numele preoților protoierei onești pentru dragostea pe care ați arătat-o față de acești doi preoți pe care îi vom nominaliza, pentru eforturile ce le-au făcut la înălțarea și zidirea acestei sfinte biserici, dar mai ales, după cum se poate vedea, a credincioșilor care împodobesc și care sunt ca niște flori în jurul acesteia. Aducându-ne aminte neîncedat înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucru credinței voastre și de osteneala iubirii și de stăruința nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos. Gramată chiriarhală, noi Ioachim din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția statornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească, hotărâm preacucernicilor părinți, preot Constantin Cornel Jupenski de la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva, Căiuț, satul Hieltiu, protopopiatul Onești, județul Bacău, și preacucernicului preot Ovidiu Herbei de la parohia Sfântul Dimitrie Neguiești, protopopiatul Onești, județul Bacău, să li se confere rangul onorific de econom stavroflori, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144, litera C din Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Semânează acest act întărit cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului astăzi, anul Mântuirii 2018, luna mai, ziua 6, ca semn de recunoaștere a vrednicilor sa în activitatea pastoral-misionară a sfinților lor, desfășurată pe parcursul activității misionar-pastorale, și astfel rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i întărească într-o dragoste a slujirea Bisericii lui Hristos. Semnează Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dat în reședința noastră arhiepiscopală în anul Mântuirii 2018, luna mai, ziua 6. Poruncește! Poruncește în al preasfințite părinte arhiepiscop Ioachim pentru robii lui Dumnezeu, părintele Constantin și părintele Cornel Constantin, să vi se aducă înainte spre a fi hirotosiți iconom stavofore. Domnule, să ne rugăm! Doamne, miluiește!
Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu toate înțelepciunile economisești și prin mântuirea, pentru mântuirea noastră, Cel ce pe înțeleptul econom care bine a economisit l-ai lăudat ca pe până al casei, binecuvântează pe robii aceștia preotul Constantin și preotul Constantin Cornel spre a se face econom stavrofori. Împuternicește-i și întărește pe dânsii ca într-o credință, în înțelepciune și cu bună plăcere să se economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor care bine au întrebuințat talanții și să scape de rușinea de care trebuie să fugă, de o sânda slujicele viclene care cu lenevire și-a îngropat talentul. Rugăciunile și solirile binecuvântate născătoare de Dumnezeu și Purura Fecioare Maria și a Sfântului Apostol și Biruitor Mucenic Varnava, spre tuturor Sfinților Tăi, că s-a sfințit, s-a preamărit numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Smerenia noastră, prin harul între tot Sfântului Duh, te prohirisește pe tine preacucernice preot Ovidiu, econom stavrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să luăm aminte. Smerenia noastră, prin harul între tot Sfântului Duh, te prohirisește pe tine preacucernice Părinte Constantin Corneliu, econom stavrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este? Vrednic este. Vrednic este. Axios! 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 Vrednic este? Vrednic este! Dignus este! Dignus este! Vrednic este. Axios, Axios, Axios. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Care s-au arătat vrednici în lucrarea aceasta misionară și administrativ gospodărească, Părintele Protopop împreună cu preoții slujitori de aici mi-au solicitat să acord astăzi în mod solemn niște distinții de vrednicie care de obicei noi le oferim din partea noastră a Chiriarhului celor care alături de preoți s-au străduit în mod deosebit ca să ajute la lucrarea aceasta. De aceea, Părintele Protopop va da citire celor care sunt, cărora le-am conferit astăzi această distinție chiriarhală, urmând ca să fie oferită, dacă eventual persoanele respective nu sunt aici, într-o solemnitate ca asta de către Părintele Paroc. Distinție de ctitor. Noi, Ioachim Băcăuanul, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în numele Preasfintei Treimi Dumnezeul nostru, Cel întru toți Sfinților,
ce într-un sfinț se odihnește și de oameni se proslăvește. În această zi de aleasă sărbătoare, lung dac de strădania și binecuvântarea lucrare ce s-a săvârșit în satul Băiștea, parohia Hieltiu Băiștea, comuna Căius, protopopiatul Onești, oferim cu părintească dragoste această distinție de ctitorie domnului Gabriel Orândaru, primarul comunei Căiuți, pentru râvna neobosită lucrare, darul de ctitorie încredințat într-o înălțare a Bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir din satul Băiștea. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să reveste harul său peste ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte zidiri, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednic este! De asemenea, se oferă distinție de ctitor domnului Ilian Durlan, consilier al Consiliului Local Comuna Căiuți, ex primar acestei comune, care a ajutat în această ctitorire. Poftiți! Vrednic este! Vrednic este! De asemenea, doamnei Mărioara Brescan, director al Colegiului Național Grigore Moisil, Onești, doamnei Gabriela Toșa, director al Școlii Gimnaziale Căiuți, și domnului Vasile Toșa, consilier bisericesc parohial. Totodată, tuturor consilierilor, celor care s-au ostenit și am văzut astăzi, pe lângă aplauzele pe care le oferim, vor primi în mod festiv din partea înalt preasfințitului duminica viitoare diplome și icoane care reprezintă pe Sfânta Cuvioasă Maica noastră Paraschiva fiecăruia din dumneavoastră și vă mulțumim tuturor. Dăm citire unei distinții cu totul deosebite, numărul 3 din arhiepiscopia noastră, dat fiind faptul că această distinție este acordată în mod deosebit de către înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Ordinul Melchisedec, clasa a treia. Conferim această distinție domnului Vasile Bălan, notar public Onești, în semn de mare prețuire pentru strădania, devotamentul și virtuțile creștine afirmate cu putere față de semeni, prin cuvânt și prin fapte, într-o adevăr, nădejde și credință și dragoste. Numărul 3, data din 6 mai 2018, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednic este? Vrednic este! Mulți ani trăiască! 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 Vreau să evidențiez astăzi și pe doamnele preotese care fac parte din familia mare a bisericii și ele sunt întâiile sau cele de întâi doamne care vin la biserică și contribuie mult la a sprijini preotul în lucrarea sa misionară, pastorală și administrativă. De aceea, doamnele preotese, sunt invitate aici să le oferim această icoană simbol a eparhiei noastre, care reprezintă pe cuvioasa Parascheva, care, după cum bine știți, este icoana care se găsește între freșcele care sunt în catedrala noastră de la Roman, și cine vrea să vină să le vadă original, aveți toată încrederea că veți găsi una dintre cele mai frumoase picturi care s-au făcut în secolul al XV-lea, chiar până acum. Cuvioasa Parascheva, care este icoana reprezentativă a eparhiei noastre, și noi avem cultul Sfintei Parascheva dezvoltat în jurul romanilor de multă vreme. De aceea, când aveți prilejul, încercați să achiziționați sau eventual să dobândiți această icoană,
să o puneți în casele voastre, va fi mult folositoare pentru fiecare. Doamna preoteasă, vă rog, primiți-o și o puneți acolo unde vedeți în casă, să o vadă copiii și căruia să vă închinați, cistindu-i acatistul și toate celelalte. Maica, la paraschepă, vă va ajuta mult. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Iubiți credincioși, de acum trecem la actul în sine de ternosire a bisericii, mai ales că avem evidențiat pe cei care au iubit odoaba casei lui Dumnezeu. De aceea începem de aici, de pe scena aceasta, slujba. Vom continua în fața bisericii, vom înconjura biserica, veniți după noi și după aceea vom intra solemn în biserică și veți fi atenți la ceea ce facem noi acolo ca să faceți într-adevăr părtășie cu noi la distribuirea Harului care în mod nevăzut va coborâ în sufletele voastre receptive, deschise astăzi ca florile de primăvară care așteaptă să fie fertilizate de Harul lui Dumnezeu, ca toată viața voastră până în toamna vieții să lucrați roadele Duhului Sfânt. Așa să ne ajute Dumnezeu. Binecuvântați înalt preasfințite stăpâne, binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitule Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, credinciosul popor român de pretutinderi, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească biserica aceasta și altarul cel din ea, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Miluiește!
pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Cine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să facem loc în conjurăm de lupta. Și a ridicat mâinile sale la cer și a zis, Doamne Dumnezeu, este Dumnezeu asemenea fie nici în cer sus și nici pe pământ jos. De vreme ce nici cerul nu te cap, cu atât mai puțin locașul acesta pe care l-am zidit în mâine tău, însă caută la rugăciunea Domnului tău și la cer, Doamne Dumnezeu, asupra strigarea și mâinile lui cu care se roagă astăzi, să-ți fie ușile deschise la locașul acesta ziua și noaptea, la acest loc pentru care ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și mâinile care se roagă locul tău în locul acesta ziua și noaptea, să ascult mâinile locului tău și a poporului tău când ei se vor ruga în locul acesta. Să ascult din locul locșederii tale în cer, să ascult și să-i miluiești pe ei, Hristos, venind Iisus în părțile cezariei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești, Simon, fiul Ionan, că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din cer. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor pirui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Binevestitorule, slavă ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
Până că le rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii ori. Să sfințește biserica aceasta cu ramă Sfântul Dumitrie din Vărătorul de Mie, prin stropirea cu apă sfințită, Ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca se va citi. Să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie. Căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime ridicând glasul i-a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sub. Iar el a zis, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Toată fie binevestitorule, slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului Bunului de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Sfințește biserica aceasta, pe Sfântului Dimitrie, Vărătorul de Mir, prin stropire cu apă, și Sfântirea, pe Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului, Sfântului Duh.
tuturor. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să-L luăm aminte! În vremea aceea era în Ierusalim sărbătoarea înălțirii templului și era iarnă. Iar Iisus mergea prin templul izvorului Solomon. Atunci l-au împrejurat iudeii și i-au zis, până când ai scos sufletul din noi, dacă ești tu Hristos, spune nouă pe față. Și Iisus le-a răspuns, v-am spus și nu credeți. Lucrările pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisește spre mine. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți între oile mele. Oile mele ascultă de glasul meu și le cui eu le cunosc pe ele și ele vin după mine. Iar eu le dau viață veșnică. Bine vestitorule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, de tămare, gata, rugăm, este auzie și miluiește. Cântare rugăm pentru gladiață, pace, sănătate, mântuirea, cercetarea, zara și iertarea păcatelor lui, robilor lui Dumnezeu, fiitor, binecuvântător, creator, slujitorul acestui sfânt rămas. Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, și lumea și veci, 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 se sfințește biserica aceasta cu ramuri subdivinite, împărătorul de mii, pentru fierea cu apă, sfințește și fierea cu apă și marele mii, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu. Pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre, ale nevrânilor robilor tăi, și ne împlinește în ceasul de acum, să zăvârșim fără de o sândă sfințirea bisericii acestea, care se zis spre lauda slavei tale și spre a noastră mântuire, pentru evlovioasă pomenirea Sfântului Dimitrie, Părătorul Mergii, și să facem nearidicarea altarului, pentru cei care ne minic în idei și sfințe și soare și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele noastre Domnului să le plecăm! Stupinii Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai arătat, ai Cel ce este așezat în cer, cetele oștele îngerilor și ale arhanghelilor și spre slujirea slavei tale, fă, ca împreună cu intrarea noastră în Sfântul Pașul acesta, să fii și intrarea Sfinților Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăbesc până de arătare. Ție se cuvine toată slava, cinste și dinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Acum și pururea și în vecii vecilor. Ridicați căpetelii, porțile voastre, ridicați porțile cele vești și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare în război, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetelii, porțile voastre. Vă deschideți porțile cele vești și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare război, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetelii, porțile voastre.
deschide porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul puterilor, Domnul cel tare război, acesta este Împăratul Slavei. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Nouă ne-a dăruit viață veșnică, veniți să ne închinăm în vierii lui cel de a treia zi. Hristos a ai temiat Sfânta Biserică și a așezat cete de multe feluri și cetele de preoți care este închipuirea slujirii îngerești cele din cer. Stăpâne cer, ce dăruiești lucruri mari, primește și acum de la noi, cei care ne rugăm ție, nu pentru că am fi vrednici a cere, ci ca să-ți arate mulțimea bunătății tale, că n-ai încetat a face bine neamului omenesc în multe chipuri și drepte plinirea a binefacerilor tale, n-ai dăruit venirea în trupa unui născut fiului tău, cel care, arătându-se pe pământ și luminând celor dintr-un întuneric lumina mântuirii, s-a adus pe sine jertfă pentru noi și s-a făcut curăția toată lumea, făcându-ne părtașe vierii sale. Iar înălțându-se la ceruri, a îmbrăcat pe ucenici și pe apostolii tăi, precum făgăduise cu puterea dintr-o înălțime, care este Duhul Sfânt, cel încenat și atotputernic, care curgete din tine, Dumnezeu și Tatăl, prin care, făcându-se ei puternici în faptă și în cuvânt, au rânduit botezul înfierii, bisericii au ridicat, jertfele și au așezat, o s-au preoții mileni și rânduieli, a căror predane și noi păcătoși ținându-o, cădem înaintea ta, Dumnezeule cel veșnic, și ne rugăm ție mult milostivit. Biserica aceasta, care s-a zidit spre lauda ta, umplu de dumnezeiasca ta slavă și altarul ei era altar să fie Sfânta Sfinților, ca și noi, cei care stăm înaintea lui, ca înaintea tronului cel împărțător al Împărăției tale, fără o sândă, să slujim ție rugăciuni pentru noi și pentru tot poporul tău înălțând și jertfa cea fără de sânge, bunătății tale, aducând spre tare păcatelor celor de voi și celor fără de voi, spre divinisirea vieții, spre slăbirea bunei cuviețuiri și spre plinirea a toată dreptate. Că s-a binecuvântat prea Sfântul tău, nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Amen.
Dumnezeul nostru, care ai dăruit Sfinților Mucenici, care au pătimit pentru Tine această slavă, ca să se semene tot pământul moaștelor lor în Sfintele Tale Biserici și roade de tămăduire sărsate. Însu Stăpâne, cercei dătătorul tuturor bunătăților pentru rugăciunile Sfinților arătorul noastră, ai binevoit a se așeza în cinstită biserica aceasta. Învrednicește-ne pe noi fără de o sândă, să tăgizăm în iar jertfa cea fără de sânge, și ne împlinește toată cele ce sunt înscrie, dând de răsfătire celor care au pătimit pe Sfântul Dumnezeu, darul de a face minunat. Prea noastră Sfântul. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinților mucenici, Thank you.
Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai sfințitat pe Iordan pentru întâlnitoare ta arătare, însuși și acum trimite harul preasfântului Dumnezeu, ne binecuvântează pe noi și apa aceasta ca să fie spre sfințirea și desăvârșirea jertfelnicului tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Cât de iubit este în locașul care Doamne se notorește, Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat dasă și turtureaua a cuibul de datului cuii săi. Alătarele tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus marea plângere în locul care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Vor merge din putere în putere, arătați-vă Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața ursului tău. Să luăm aminte! Și rog cu isop și mă voi curăți spelame și mai mult decât de bada mă voi albi. Miluiește-ne Dumnezeu după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos năsfară de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea e omul unos. Și păcatul cea înaintea mea este purtea. Ție unii și rău înaintea ta a făcut, așa ne trebuie și în mântuita ta. Și viitor când vei trăita tu, să iată, părătești m-am zis, și că este părată în această mea, că iată, la mea iubit, că ne-a dat și le-a spus, să ne trebuie și tare, mi-a dat mie. Scrotimă-ne Hristos și mă voi țări, scăla-mă-ne și mai frătos din zăpata mă plătit. Auzul meu zidat, fie și veselie, bucurați frumoasele cele sferite. Întoarce pasta ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu arde la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța-mă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea povesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu ne vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și suferită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului, să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, luminosul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Să locuiască frații împreună, ca mirul pe cap, ți se pogoară pe barbă și pe barbele Aron, ți se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului care se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Thank you.
Sfinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și Dumnezeu, ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinților apostoli, rugați-te milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate Sioane și vezi, și tu, Ierusalime, cetate sfântă, îmbroacă slava ta. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețele lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit de Dumnezeul lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn nopților mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, m-a auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în țarina lui Iar. Intravom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o dignitate, tu și chivotul simțirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cu vioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va repăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău de vor păzi fiii tăi la dământul meu și mărturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales stăluința lui. Acesta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine. Pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu veoșii lui, cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătita mufăturie unsului meu. Pe vrășmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar peste dânsul va înflori sfințenia mea. Hristos, pecetluiește altarul acesta cu pecetea Arhiepiscopiei noastre a Romanului și Bacăului în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amen. Tăria ta, Sioane, și vezi, și tu, Ierusalime, cetate sfântă, îmbracă slava ta. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui,
Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov, nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de gnădiu, nu voi da somnotilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până cine voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacov. Iată, am auzit de chivotul legii, frate, l-am găsit prin țarina lui Iacov. Intrăm în locașurile lui, ne vom închina la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-ne, Doamne, de odihnă, frate, și chivotul stinsirii tale. Preoții noștri vor încăca pe dreptate, cuvioșii noștri vor bucura. Din pricina lui David, rogul său, să-mi întorci față ta de la musul tău. Juratul tău, Domnului David, a nevoie și într-o mare plan. Din rogul lui pe cei mei, de mântă sau cu tău, să vă păstri picinele de Dumnezeu, să vă păstri de acestea lui noi. Domnului să ne rugăm! Pe mâie ți-aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primindu-o jertfelul tău ce mai prezis cerul, din omoară ca Sfântul de viață Făcătorul tău, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tânharul și pe scaun ai fost cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le celălalt necuprinde. Ca un purtător de viață, ca un mai înfrumusețător decât raiul, s-a arătat mormântul tău, izvorul învierii noastre. Dumnezeu de cel fără de început și cu rea Sfântoar, care dintr-un nimic, pentru ființa ai adus toată. Cel ce locuiește într-o lumina cea neapropiată și cerul ăla ai scaun, iar ne așterând picioarelor pământ, care, pentru Sfinții și pentru toți răutații apostoli, ai noi slujba cea în Duh și darul cortului cel adevărat, și printre și Sfintele Biserici și jertfenicile tale, Doamne, a puterilor în tot pământul ai așezat, ca să ducă ție jertfă sfinte și fără de sânge. Cel care ai binevoit să ridica biserica aceasta de pomenirea Sfântului Dimitrii, Tvărător de mii. Tu, Doamne Dumnezeul nostru, împărate fără de moarte, de zor de lucruri mari, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și trimite darul preasfântului Dumnezeu închinat de tot puternic, ca să sfințească biserica aceasta. Umple-o pe ea de lumina cea cea veșnică, alege-o rugași ție, fă-o scauna slavei tale, împodobește-o cu darurile cele mai dumnezeiești, cele dumnezeiești mai prețioase de lume. Fă-o să fie lumina în celor înfiorați, lecuire pătimitorilor, bolnavilor scăpare, diavolilor înfricoșare. Să fie ochii tăi deschiși spre dânsa ziua și noaptea și urechile tale luând aminte, spre rugăciunile celor și cu frică și cu bună cucerincie vor intra în ea și vor chema într-o tot cinstitul și slăvitul tău nume. Oricâte vor cere de la tine, tu se auzi în cer, să faci milă, să ne fii milostiv lor. Păzește această biserică până la sfârșitul veacului, neclintită, iar jertfele groacei s-a ridicat întânsă să fie Sfânta Sfintelor. Preamărește-L mai mult decât jertfelnicul în legii cele vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe El în Sfântul și cel mai presus de cerul și înțelegătorul tău jertfelnic. Să ne dea două daruri umbririi tare cele preacurate, că îndrăznim, Doamne, nu pentru slujba nevrednicilor noastre mâini, ci pentru a Ta negrăită bunătate. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, Răstătoarea și pururea Fecioară Maria, cu Sfinții pomenindu-o. Prea Sfântă, Răstătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Dumnezeul nostru și întru cinstiții sfinții ucenici care pentru tine a pătimit te odihne, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh,
Facă jertfele acelea fără de sânge ale unei născutiului tău, ale Domnului nostru Iisus Hristos, spre mântuirea întregului tău popor și a nevrenției noastre. Că Tu ești Dumnezeul nostru, slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Ale Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, în cinstea căruia s-a ridicat biserica aceasta și s-a sfințit. Ale Sfinților, Dreptilor, Dumnezeu, Părinții Joachim și Anastasie Sfinților. Să ne miluiască, să ne miluiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnul ne-a dorit viață veșnică să ne închinăm în vierii Lui cele de-a treia zi. Hristos a să intrați în altar, vă dăm binecuvântare în mod excepțional astăzi. Toată ziua va fi biserica astăzi deschisă, pentru ca frățiile voastre să vă împărtășite sfințenia altarului, care se va transmite sfințenie și în sufletele frăților voastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dorească pace și limice, alese mântuire și comunice și împărtășite. Și ce-l-am din zbor pe
miluiește! Într-o unire a ajuns robii tăi, prin binecuvântarea ta, Doamne, învrednicindu-se, a primit sfânta taina cununie prin rugăciunile preoților tăi. Dă, Doamne, ca robul tău acesta, Vasile și roaba ta aceasta, Teodora, să fie, să se placă unul altuia pentru iubirea lui Hristos, ca prin aceasta să rămână nedulginați în unirea lor până la sfârșitul lor vieții lor pământești. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm ție, Doamne. Că Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos, prin harul și cu iubirea sa de oameni, să vă binecuvinteze pe voi în vecii vecilor. Amin. Robilor tăi, Vasile și Teodora, care s-au unit prin taina anunții de Doamne, viață, lume, în pace, cu sănătate, cu răsporire întru toate și păzește, Doamne, într-o mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Sfântire și fericire, la mulți ani să trăiți. Să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. În care rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânule al nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu-n belșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv plinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor. Cu de adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milosevirea, a cărei milă să ne asemănat și iubire de oameni adânc ne-a ajuns la ta slavă, căzând cu frică și cu tremur, ca și teror netrebnic. Cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacele care au fost revărsate asupra robilor tăi, a preoților slujitori, a ctitorilor fondatori sau înnoitori ai sfânt așezământului acestuia, a tuturor celor care sunt de față și se roagă prin noi și aduc mulțumire bunătății tale. Și îți mulțumesc pentru binefacele pe care le-ai revăsat asupra lor. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire. Ca precum ai binevoit, a primit până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai împlinit ale să împlini cererile așa și de acum înainte. Învrednicește-i, Doamne, aspări în dreapta credință, în dragoste cea către tine și cea către aproape, pentru toate facerile de bine împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește, Doamne, parohia aceasta, satul acesta, țara noastră de toate orașele și satele, de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți, totdeauna grei și a cântat ție celui fără de început al tău, Părinte, prea sfântul și bunul de viață, făcătorul tău, Dumnezeu. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară, cu milință plecând genunchii noștri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, primește rugăciunea noastră, spiritalea păcatelor noastre și a tuturor nevrednicilor robilor tăi și al întregului tot popor. Adu-ți aminte și se întoarce mânia ta cea dreaptă pornită spre noastră și nu omorâ cu foame și cu sete și cu secetă poporul și toate care sunt trebuințe lui. Cu milostivire poruncește norilor de pe cer să trimite ploaie bună la vreme pe pământ, să răcorească văpaia pentru ca să răsare și să crească iarba pentru dobitoace și verdeață pentru folosul oamenilor și să aducă roade și cele de trebuință vieții noastre, că milostiv și viitor de oameni ești, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har, cu o să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În al preasfinția voastră, încă o dată vă aducem mulțumiri pentru lucrarea mâinilor, ce s-a coborât prin harul în al preasfinției voastre în această biserică. Dar după cum a spus în al preasfinția voastră, aveți aici oameni trimiși de Dumnezeu, preoții care vă reprezintă și de aceea rugăm pe Părintele Ovidiu Cherbei mai întâi și apoi pe Părintele Paroh actual, Părintele Constantin Cornel Jupenski, Părintele Profesor, să ne spună câteva cuvinte despre modul în care s-a ajuns la construirea și edificarea acestui sfânt locaș. Cât de frumos ne îndeamnă Preasfințitul când ne trimite demn în parohii să-L slujim cu timp și fără de timp pe Domnul, să fim alături de văduve, orfani și de copii. Trimis aici, în satul Boiștea, o candelă ardea într-o biserică de lut. Aici creștinii trăiau aevea, credința din străbun și de demult. Acea biserică micuță, ce șade între vii și morți, acum se lășluiește ca aspru legământ. Stă resemnată, privindu-ne pe toți, pe jumătate în cer, pe jumătate în pământ. Erai biserica mea vie, cu slujbe și cu taine, fără de păcat, în care devenisem liturghie,
dar timpul mult trecut mi te-a surpat, strigând bucuria postitorului când ia Sfintele Paște și cum bătrânii au putut zidi vom și noi una, simțind cu când binele din noi renaște, semn de biruință pentru totdeauna. Și am sărit cu mic cu mare, bătrâni și tineri, un crez unindu-ne pe toți, să ridicăm aici lăcaș de închinare și să rămână în veci la răs nepoți. Aș vrea să pomenesc aici pe cei mai vrednici, dar aș greși uitând pe cineva, câți mai trăiesc, mai sunt între cucernici, iar alții au fost chemați de Domnul în slava sa. Nu mă opresc, că cei s-ar supăra pe mine, Durlan Săndică și Olaru Neculai, cu alți creștini din satele vecine, Neculai Toșa și Stavarachea lui Mihai. Aceștia s-au mutat de mult la Domnul, dar au muncit cu sârg la casa sa, știind că fără muncă nimic nu este omul, iar acum privesc biserica din patria sa. Alți tineri au sărit în grabă mare, Costel și Culiță Streche cu Andronache Ioan, dorind să vadă biserica zidită în zare, alături de toți creștinii pe care noi aveam. Cu multă jertfă și mai multe nevoi, acoperita lui Hristos mireasă și am adus de la Tesalonic clopote noi să poată Domnului să glăsuiască. Neculai Puiu și Toșa Vasile croit au tabla și au bătut frumos, iar Domnul i-a binecuvântat cu zile pentru viața ce au trăit pios. Ne-am apucat să o zugrăvim ca pe un sfânt hrisov, cu sfinții cei plăcuți lui Dumnezeu, adus am pictorul de la Brașov ca să dea viață bisericii mereu. Iar marmura pe care-ți pleci acum genunchi cu sufletul plecat, din grija și strădania primarului Durlan Iulian, a încheiat munca cu care s-a pavat acest lăcaș sfințit în acest an. Anul Domnului 18 al lui 2000, în ziua 6 a frumosului luni de mai, în altul nostru preasfințit înconjurat de mulțimi, a poposit la noi pe acest plai. Sunt locuri sfinte, sfâșiate de război. Străbunii aici s-au apărat cu arme, iar sângele a curs din bravi eroi și au plâns pruncii atâtea mame. Nu s-au lăsat pradă unor inamici și au apărat glia cu prețul vieții. S-au ridicat în sinaxare ca și mucenici și azi petrec cu sfinții, nu cu morții. După 100 de ani acum trecuți, sângele lor strigă privind la cer. Suntem datori să-i pomenim pe toți, iar slava să le aducem pururi. Mulți au murit, iar mulți au fost răniți. În gara din Căiuți li s-a făcut spital. Regina mamă cu fiicele au venit să mângâie a răniților calvar. Iar drumul ce-l privim pe lângă Trotuș a fost și el călcat de alai regesc. În vremuri tulburi, Regina Maria a avut să-l lași într-un palat vechi ce azi nu-l regăsesc. Iar dacă Domnul a pus mâna cea dreaptă dată spre ajutor, am ridicat aici pentru totdeauna biserica cea sfântă ca pe un sfânt odor. Eu personal nu am făcut prea multe. Mai mult din ceea ce aveam să fac, meritul este al poporului din curte, iar eu mă rog ca Domnul să-i pomenească în veac. Dacă din multă bunătate în alt preasfințite ați pus o cruce pe grumazul meu, aceasta mă obligă să țin minte și să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu. Domnul ne ține azi ca o lumânare în sfeșnic. Să luminăm această zi de sărbătoare, când în altul ne-a sfințit biserica veșnic, biserica cea sfântă și triumfătoare. Hristos a înviat, sărut mâna preasfinților. Da. Aici la Boiștea, vrei nu vrei, l-ați avut un preot pe părintele Hervei. Mulțumim în alt preasfinția voastră, dar totodată autorul acestor versuri îl provocăm ca să le scrie și în, pe site-ul Arhiepiscopiei. Mulțumim foarte mult și pentru activitățile frumoase în alt preasfinția voastră, care le-a făcut
atât pe timpul cât Părintele Protoireu Constantin Alupe și mulțumim pentru că a binevoit să vină, pentru că această biserică s-a făcut și prin strădania preacuceniciei sale și apoi face lucruri frumoase și cu fiul său la parohia Negoiești, cu care mulțumim. Părinte Constantin Jupeschi, vă rugăm. Înalt pe Sfinția voastră, preacucenice Părinte Protopop, preacucenici părinți, iubiți credincioși, domnule primar, distinse autorități locale, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Iată că după mai bine de 14 ani, sfințitul s-a acest locaș de cult, înălțat din temelie în satul Boiștea, și cum omul e bine să nu uite să și mulțumească, după mesajul poetic al Părintelui Ovidiu, eu să mulțumesc. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu această zi și cu prezența înaltă a Sfințitului Ioachim, căci, cum spunea Sfântul Ignatie Teofor, unde este episcopul, acolo este și comuniunea, așa cum unde este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, acolo este și Biserica Universală. De asemenea, mulțumesc și colegilor, fraților, preacucenici și Părinte Protopop și soției sale, ce m-a sfătuit în multe situații mai dificile. Mulțumesc vecinilor, mulțumesc credincioșilor din Boiștea, Hieltiu, Popeni, Bidar, Căiuți, de pe valea aceasta a Trotușului. Mulțumesc de asemenea înalpea Sfințitului Părinte Ioachim, ce a venit și ne-a binecuvântat și în, pe 1 martie mi-a dat cel mai deosebit și însemnat mărțișor, așezându-mă și hirotonindu-l ca preot în această parohie. Și fiindcă astăzi este și dreptul Iov și Sfântul Iov, ca semn al recunoștinței și a mulțumitei noastre că ați poposit pe aceste meleaguri, vă dorim o icoană cu Sfântul Iov. Să ne fie de folos sufletesc. Aplauze. Aș vrea să completez eu câteva cuvinte. Dacă avem în fața noastră un om al lui Dumnezeu căreia putem să-i spunem Iov, acela este înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim. Să fiți binecuvântat înalt preasfinția voastră. Pentru tot ceea ce suferiți pentru noi, pentru toți cei care vă lovesc, pentru că lovesc biserica, dar și pentru cei care vă bucură, pentru că ne-a spus pe 1 mai, eu când am luat mitra pe cap, am luat o corună de spini. M-am gândit atunci la dreptul Iov. Vă iubim, vă prețuim, toți cei din Boiștea, parcă aplauzele nu sunt destul pentru un alt preasfințitul nostru. Vă mulțumim mult în atmosfera asta. Totodată mulțumim și titlul principal domnului notar public Vasile Bălan și o icoană cu Sfântul Vasile. Să nu uitați de Boiștea și să o mai ajutați. Și Sfântul Vasile să vă ocrotească și va fi păzitor, o familie noastră și numele care îl purtați cu cinste, bineînțeles, a Sfântului Vasile, vă va aduce mare bucurie. Și necazuri și bucurie. Vedeți, ca și preoții mei, trebuie să completez ceva, că Părintele a reținut jumătate din tonul meu sau zicala mea de 1 mai. 1 mai este, bineînțeles, semnifică muncă și angajament. Și atunci când am pus mitra pe cap, într-adevăr mi s-a pus de către mitropolitul Moldovei de atunci, prea fericitul Daniel de astăzi. Și, bineînțeles, mitra episcopului înseamnă încununarea preoției pe pământ în Biserica lui Dumnezeu, harică, și transmiterea harului prin episcop, ceea ce însemnează că toți aveți identitate în Iisus Hristos. Și am spus, iată, frații mei, dacă mi s-a pus așa coroana aceasta pe cap, e bine, ea poate să fie și coroană de spini și coroană de trandafir. Și atunci, bineînțeles că unii adaugă spini, alții adaugă flori. Aș putea spune că din partea credincioșilor am primit numai flori. Sper ca și din partea preoților mei să fie acele flori, care de fapt nu sunt ale noastre, sunt ale Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos. De asemenea, rămânăm și oferim o icoană și actualului primar, domnului Gabriel Orendaru, cu multe, multe mulțumiri. Ne spuneți două vorbe
pentru faptul că nu suntem în campanie electorală, doar în campanie agricolă, dar în orice caz putem le adaptăm pe ei. Preacucernice înalt preasfințit, preacucernici părinți, dragi concetățeni, mă bucur că harul bunului Dumnezeu să aduc aici la Boiște această onoare, această deosebită construcție, cu toate că, din păcate, în această localitate mai sunt 126 de suflete. Sperăm că după această binecuvântare să mai înmulțească, să-i aducă bunul Dumnezeu înapoi acasă pe cei plecați. Mulțumesc, preasfinții! Vreau să oferim și o icoană actualului consilier local, fostului domn primar Iulian Dulan. Noi nu uităm cine ne-a ajutat la niște momente sensibile. Îl invităm pe scenă. Și o icoană pe acucenjul Părinte Ovidiu, vă mulțumesc pentru ceea ce mi-ați lăsat și eu am continuat și finalizat și să nu uitați de Boiștea. O icoană cu Sfântul Mucenic Dimitrie. Mulțumim tuturor celor ce au participat. Vă așteptăm și puteți să mai stați la Boiștea. Din 126 de suflete avem și noi vreo 500. Și avem și noi o parohie mai consistentă. Înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dă-i, Doamne, viață lungă în pace, cu sănătate, bună sporire în propovăduirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, și în conducerea poporului celui binecredincios pe calea mântuirii, și le păzește în eturul mulți ani. Mulți ani trăiască! Prestăpânul și arhiere, în ultimul rând și dumneavoastră, iubiți credincioși, care ați suportat zăduful zilei, dar această osteneală fizică, trupească a frăților voastre, se va transforma în mare bucurie. Vă dorim din tot sufletul meu ca și întâi stătător al bisericii noastre ortodoxe în ținutul acesta, dorim ca să vă binecuvinteze Dumnezeu ca și voi, așa cum a spus Evanghelia de astăzi. Cel care merge la izvor va deveni izvor de apă țâșnitoare spre viața veșnică. Deci de vreme ce v-ați împărtășit astăzi din izvorul nesecat și inepuizabil al Harului lui Dumnezeu, care vine prin biserică, e bine acest izvor să se prefacă în voi acea energie necreată prin care să slăviți pe Dumnezeu și după aceea să transmiteți și celorlalți care au mai uitat poate de sfintele tradiții, poate au mai uitat de obiceiurile sfinte care împodobesc Sfânta noastră Ortodoxie, să fie în continuare misionari și totodată cei care laudă pe Dumnezeu și împlinesc faptele bune în numele lui Dumnezeu. Că cine dintre frățiile voastre nu are un prieten, un apropiat sau un membru al familiei care din binecuvântat de pricin a părăsit România și a plecat pe alte meridiane. Deci noi ne gândim și la aceia ca să fie păstrați în Biserica lui Hristos și să fie acolo pentru rosturile lor, dar unul din rosturile esențiale ale fraților noștri care au părăsit România să fie și aceea de a purta standardul Sfintei Cruci și învățătura de credință ortodoxă pe toate meridianele pământului. La ora aceasta, să știți că pe pământul nostru se află români și la Paști m-am gândit la ei, căci în cele peste 1200 de parohii care aparțin Patriarhiei Române prin ierarhii respectiv trimiși acolo în misiune, e bine, ei au cântat Hristos a înviat în limba română.
Deci iată poporul român chemat la înviere, poporul român chemat la jertfă, poporul român chemat de Paște sărbătoare a slăvi pe Dumnezeu cel înviat. E bine, iată vă chem și eu ca să nu uitați pe moșii și strămoșii voștri care odinesc suplie, dar și aceia care au părăsit pământul țării, care au părăsit biserica din altă, a noastră ortodoxă și plină de tradiții care împodobesc ortodoxia românească, să fim un buchet, să fim în comunicare, în comuniune, în comunitate, în viața aceasta care se globalizează și se secularizează, să fiți una în Hristos, căci ne cheamă Dumnezeu ca toți să fim una. Așa să vă ajute Dumnezeu să trăiți cu toți într-un mult și fericit an. Mulți ani trăiască tuturor! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să le trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să ne trăiți. În al prăstea voastră, dacă ne-ați binecuvântat cele ale Mariei, vă rugăm să binecuvântați și cele ale Martei. La ieșirea acolo din Sfântul Locaș s-au pregătit peste 400 de pachete pentru frățiile voastre, apoi câte un pahar de apă minerală de la Struguri, mai bun că este de aici, de la Boiștea și din alte părți. Mulțumim tuturor celor care au oferit de la Căiuț, am înțeles, da? Să fie binecuvântați. Spunem cu toții. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruind. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al preasfințite stăpâne binecuvântați. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâine în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, binecuvântează, Doamne, pâinea și ofrandele acestea, pe care le înmulțește în satul acesta, în comuna aceasta, în țara noastră, în România și în toată lumea ta. Iar pe noi credincioșii care ne hrădim din aceste ofrande, ne sfințește. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, ți-e slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nou ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm învierii Lui cele de a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață. Nu,